Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Nicu Tașcă, iar dumneavoastră sunteți la Vorba lui Tașcă. Pentru că este prima dată când ne vedem anul acesta, profit de ocazie să vă spun la mulți ani și să dea Dumnezeu să avem cu toții un an bun, un an mai bun decât cel care a trecut, un an în care toate proiectele noastre să devină realitate. Ca de obicei, cum am terminat anul trecut, invitatul meu de vineri seara, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor, bine ați revenit! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara telespectatorilor noștri și, desigur, la mulți ani. Este prima dată când ne vedem în acest an și vă doresc un an mult mai bun decât 2020, în primul rând sănătate și apoi tot felul de împliniri personale și profesionale. Facem deja o tradiție, domnule profesor, aici la emisiune. Prezentăm a doua carte astăzi. Avem, doamnelor și domnilor, am primit la redacție, ca să zic așa, o carte scrisă de Nicolae Țăran și Maria Grapini. Maria Grapini, după cum vă amintiți, este europarlamentar și reprezintă România la Bruxelles. Cartea se numește Un destin comun România, Europa-România, îmi cer scuze, adică o paralelă, aș putea să zic, între ce înseamnă traiectoria comună pe care Europa și România wow, de parcurs, sigur, cu mici sincope, cu probleme, aș spune, cu tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin plăcute, dar, până la urmă, cred că vom merge împreună pe acest drum. Vreau să semnalez, de asemenea, pe lângă apariția cărții, care se prezintă în condiții grafice deosebite, și un capitol, capitolul 4, denumit Pactul Ecologic European, celebrul Green Deal, despre care am vorbit chiar și aici la emisiune și cu siguranță vom vorbi și anul acesta. Deci, cum spuneam, capitolul 4, Pactul Ecologic European, vis sau realitate. Această carte eu voi da domnului profesor. La început de sezon, acum mi se pare un moment foarte bun să-i dau această carte și cu promisiunea, domnule profesor, că vom merge și sezonul acesta în fiecare vineri, cu excepția vacanțelor, că va trebui să luăm și vacanță din când în când, vom merge împreună în acest proiect. Categoric vă mulțumesc pentru carte, să știți că am obiceiul să le și citesc. De aceea v-am și oferit. Și eu sper să ne ținem de cuvânt, să apărăm la televiziune vineri de vineri, cel puțin din punctul meu de vedere sau din punctul meu de vedere ca și invitat care invitat permanent, care își ține promisiunea, nu este niciun fel de problemă. Ca o mențiune pentru autorii acestei cărți și pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, am primit cărțile într-o cutie, prin curier, evident, și am constatat, după ce curierul mi-a aruncat așa cumva cutia și a plecat repede, că cutia fusese desfăcută și mai mult de atâta lipseau cărți din cutia respectivă, ceea ce m-a amuzat, recunosc, pentru că nu mi-am imaginat că cei care fac servicii de curierat sunt atât de dornici de lectură încât să ia cărți din pachetele pe care le manevrează, dar cu siguranță să transmit staffului doamnei Grapini să tragă de urechi firma de curierat care a livrat acest pachet pentru noi și care a avut cineva curiozitatea să pună mâna pe aceste cărți. Probabil dornic să vadă cum e cu destinul paralel sau poate au crezut că sunt cărți de credit, domnule. Da. Cam asta începutul. Sper că nu e ultima carte pe care o prezentăm. Am început anul trecut cu o carte de versuri a unui jurnalist. Iată că astăzi pornim la drum cu o carte a unui politician și a unui analist economic. Mai așteptăm cărți. Dacă aveți o carte pe care a scris-o și a publicat-o de curând, aici la Vorba lui Tașcă cu siguranță vom face o permanență, dacă vom avea ce să prezentăm, și vom prezenta cărți atât domnului profesor cât și mie, plăcându-ne să citim. Bun, aceasta despre carte, intrăm în subiecte, domnule profesor, și aș începe cu tema începutului de an, să zicem așa, sau sfârșitului de an, sau începutului de an, cum, și anume acest vaccin. Vaccinul anticovid, care deja s-a implantat. Acum nu știu dacă cu chip sau fără, acum rămâne să ne spuneți dumneavoastră cum să petrec lucrurile.
în aproape 170.000 de români. Astăzi, inclusiv președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public, așa cum a promis. Avem și imagini, mulțumită colegilor noștri. Cum vedeți acest demers de a încerca să închidem această pandemie cu un vaccin, de fapt cu mai multe vaccini? Domnule Tașca, în primul rând, mișcarea este una simbolică, mișcarea președintelui, gestul președintelui de a se vaccina, este acela de a oferi încredere, de a da încredere populației să se vaccineze, să vadă că nu se întâmplă absolut nimic. Vaccinarea a avut loc în direct, chiar este o mișcare bună. Acum rămâne de văzut în ce măsură negaționiștii vor crede cu adevărat că nu a fost un trucaj sau că în continuare există vaccinuri pentru oamenii politici și vaccinuri pentru populația obișnuită. Din punctul meu de vedere personal, dacă interesează pe cineva și că cineva ține cont, mă voi vaccina chiar dacă sunt alergic, dar voi spune acest lucru, voi atenționa cadrele medicale, să se ia măsurile necesare pentru cei care sunt într-o astfel de situație de risc. Eu nu cred că se implantează niciun fel de chip. Este o prostie. O glumă, este o prostie. Vă aduceți aminte că inițial cu măștile se vehiculau alte informații și anume că la baza nasului sau deasupra nasului, deci de sub ochelari, lucru mai ar veni, este o bandă metalică care de fapt îi face legătura cu antenele 5G și tot felul de alte bazaconii de genul acesta. Deci, oameni buni, eu zic că trebuie să primeze rațiunea, trăim în secolul 21, tehnologia ne însoțește peste tot, deci cred că aveți acces la fel de fel de informații, gadgeturi care sunt inundate cu astfel de date, cu aspecte care prezintă lucruri interesante despre vaccin. Chiar o fetiță de 12 sau 11 ani, am văzut că a făcut fata unui medic, parcă de prin Suedia, o prezentare extraordinară, excelentă a modului în care acționează acest vaccin. Deci dacă el a fost accesibil unui copil care apoi a putut să-l explice și celorlalți, eu cred că toți cei care suntem adulți trebuie să dăm dovadă de conștientizare a faptului că nu este de glumă cu așa ceva și că este bine să ne vaccinăm și noi și copiii. Da, am văzut în această săptămână, domnule profesor, pentru că așa cum am păstrat pe ecran și cum o să mergem și de acum încolo, sunt 5 subiecte în fiecare vineri seara pe care le analizăm, în câte unul pentru fiecare săptămână. Însă la acest punct al vaccinării anticovid, am văzut că există un conflict între Asociația Municipiilor pe de o parte și Ministerul Sănătății pe de altă parte, un conflict ce credeți nu legat de vaccin, ci legat de bani. Da. Pentru că amenajarea centrelor de vaccinare au fost lăsată ca și altă dată în sarcina autorităților locale. Evident că primarii de municipii nu sunt deloc bucuroși să cheltuie bani pe acest lucru în perspectiva în care nu-i vor primi. Înțeleg că lucrurile sunt undeva la mijloc, oricum. Domnule Tașca, dacă aș fi ministrul sănătății și aș intra în dialog cu domnul Boc, care am înțeles că este președintele Asociației Municipiilor din România, aș adopta exact aceeași poziție pe care a adoptat-o actualul ministru. Din cel puțin două puncte de vedere. Primul punct de vedere este acela că domnul Boc ar trebui să fie ultimul om din această țară care să vorbească despre modul în care se gestionează o situație de criză în sistemul sanitar. Dânsul trebuie să-și aducă foarte bine aminte că pe de o parte a tăiat salariile românilor cu 20%, iar pe de altă parte dânsul chiar își leagă 25%, cred. Dânsul își leagă numele de închiderea a numai puțin de 67 de spitale din România. Și mai adaug un aspect, dacă îmi permiteți, faptul că vine, este primarul unuia dintre cele mai bogate orașe din România. Băi, domnule Boc, dacă nu aveți bani, închiriați vreo două sau trei garsoniere undeva prin Cluj și mă categoric într-o săptămână ați făcut rost de banii necesari. Dar să ieșim din sfera glumei, ideea este că primarii vaccinează propriile comunități. Comunități care prin oamenii lor, cei care sunt angajați, plătesc taxe și impozite locale. Și au și ales pe acești primari. Prin urmare, mie mi se pare absolut de bun simț și de bun simț și cu rațiune economică ceea ce susține ministrul sănătății Vlad Voiculescu.
astfel încât domnul Boc, care până la urmă este și un port drapel al primarilor din Ardeal, care în permanență au susținut ideea că dânșii nu mai vor să trimită bani către București, adică către țară, da? Prin urmare, Alianța Vestului prin, prin urmare aveți la dispoziție banii din bugetele locale, domnul Boc, să vaccinați oamenii, pentru că acei oameni plătesc. Deci să nu tărăgănăm lucrurile. Vedeți că revenim iarăși la luminițe, la borduri, la fel de fel de lucruri. Ajungem și la dezăpezire curând. Numai o secundă. Adică lucruri pe care se dau bani. De ce ați pavoazat? De ce ați făcut plin de lumini, plin de lumini orașele în condițiile în care se știa foarte clar că suntem în perioadă de pandemie? Deci încă o dată se demonstrează că acești oameni nu gândesc cum ar trebui să gândească, pentru că sunt situații de criză, dar ei gândesc altcumva. Este o idee care pe mine de multă vreme mă domine și pe care am spus-o în numeroase rânduri. Marile averi nu se fac în situațiile în care societatea este stabilă și toți câștigăm și toți ne îmbogățim. Nu. Marile averi se fac în situații de criză, în situații în care toată lumea este săracă, numai unii lucrează cu bani. Și acei câțiva care lucrează cu bani au posibilitatea de a atrage mare parte din banii respectivi spre buzunarele lor. Ăsta este practic raționamentul care stă la baza unor astfel de atitudini. Pentru că, să fim serioși, să pui problema că guvernul trebuie să-ți dea bani în condițiile în care trebuie să-ți vaccinezi de urgență populația, uitând cine ești, ce ai făcut, mie mi se pare de o brăznicie ăștia din comun, domnule Boc. Înainte de a trece la un conflict care s-a iscat de la comparația făcută între două centre de vaccinare, însă vom discuta despre asta ceva mai târziu în cadrul emisiunii, v-aș întreba cum vi se pare locul 8 la numărul de persoane vaccinate la nivel european. Mie mi se pare foarte bine, ținând cont de condițiile în care ne aflăm. Am aflat că numai astăzi sau ieri au fost vaccinate peste 14.000 de persoane de angajați din mediul sanitar. Eu cred că dacă ne plasăm deasupra a jumătate din țările care alcătuiesc Uniunea Europeană și totuși asta înseamnă că suntem... Nu suntem chiar ultimii, că noi suntem obișnuiți să fim ultimii. Nu să ne gândim, Franța este de subtul nostru și Franța totuși există este... Există o mare problemă acolo cu cei care nu vor să se vaccineze. Domnule Tașcă, eu de la bun început am spus că sunt alergic. De exemplu, o albină, dacă m-a înțepat, m-a băgat în spital și acum iarăși mă duc la domnul Boc. Dacă ar fi desfințat și unul dintre spitalele care m-a tratat, pentru că atunci s-a întâmplat situația la Turceni, mă refer, probabil că astăzi n-ați mai fost aici. Și de asta mă gândesc cu foarte multă, cum să spun eu, pasiune, ca să zic așa, la domnul Boc. Da, pentru că atunci mi-am dat seama câți oameni în astfel de situații nu mai pot să beneficieze de tratament medical urgență în timp util. Iar domnul Boc, care a desfințat 67 de spitale, deci o adevărată infrastructură la nivel de țară, dacă mă refer la țară în ansamblul lui, încă o dată ar fi bine să... Încă un mic comentariu pe la acest punct. Se vorbește despre o adeverință de vaccinare care deja a devenit cunoscută, dar de asemenea se vorbește despre un pașaport al celui vaccinat. Considerați că se creează o discriminare pentru că se vorbește că cei care se vor vaccina vor putea să plece din România, ceilalți care nu se vor vaccina nu vor putea să iasă din țară și așa mai departe. Din ce m-am interesat și am citit, am răsfoit internetul, am încercat să accesez fel de fel de rubrici care au caracter juridic, am înțeles că deocamdată această problemă nu are valoare legală. În mod categoric ar fi o, să spunem, o piedică în calea acelora care ar vrea să părăsească țara, să părăsească România sau alte țări pentru a se întoarce în România sau indiferent unde vor să se ducă. Dar că în situații de criză se cer măsuri de criză. Dacă alegi să nu te vaccinezi, înseamnă că îți asumi inclusiv acest risc al faptului că nu poți părăsi România. Iar dacă țara este prea mică pentru dumneavoastră și nu puteți să respirați, vă recomand să vă vaccinați. Da. Cam atât despre vaccinarea anticovid. Cu siguranță în emisiunile viitoare vom mai vorbi. Am cer scuze. Domnule Butulescu, vă rog să vă vaccinați. Da, bun. Chiar mă gândeam că astăzi îl ratăm pe domnul Butulescu. Nu putem să ratăm. Doamnelor și domnilor, domnul Butulescu este cu noi și în acest început de an și probabil va fi tot anul, nu? Luați-vă un angajament. Știu că dânsul este globetrotterul nostru preferat și mă gândesc că n-are să rateze vaccinarea. Eu zic că dacă se împământenește vaccinul, s-ar putea să se reia cursele pe ruta Petrușan-Varpalot. Deci sunt ferm convins de acest lucru. Am înțeles. Domnule profesor, trecem la un alt punct care mi s-a părut interesant și cred că e bine să-l abordăm la acest început de an, pentru că nu cred că va deveni realitate, și anume reformarea statului, domnilor și domnilor. Președintele Klaus Iohannis însuși, să zic așa, a vorbit în
conferința de presă devenită cumva tradițională anul trecut, să vedem dacă va fi și anul acesta, despre dorința guvernului Câțu de a reforma statul. Este vorba, ca să nu rămânem așa într-un domeniu abstract, despre digitalizare și despre debirocratizare. Două nuci tari, aș spune, și dacă aș putea să mai adaug așa cu mică răutate, aș spune să mai să tundă și din numărul mare de bugetari, dacă s-ar putea. Vă rog, domnule profesor, cum credeți că va arăta reformarea statului? Sau va arăta într-un fel? Domnule Tașcă, deci sunt ferm convins că eu sau dumneavoastră, noi ne înscriem într-un mare curent care există în acest moment în țară și nu de puțină vreme. Să reformezi statul român este un subiect care cred eu că se discută de cel puțin 30 de ani. Dar nu poți să reformezi statul român, care este cea mai mare instituție din această țară, atâta timp cât nu ai o Constituție reformată. Vă aduceți aminte că președintele Iohannis și-a propus de la bun început reformarea sau regândirea Constituției, făcuse chiar un grup de lucru pentru așa ceva. Dacă discutăm despre birocratizare, aș vrea să vă spun că totuși, în mod paradoxal, birocrația sau birocratizarea statului are în vedere niște principii generoase, și anume, funcțiile care se ocupă sunt impersonale. Ce înseamnă acest lucru? Că nu trec nicio funcție pe nume personal, adică nu o privatizez. Că acele funcții, acele posturi se ocupă în virtutea unor competențe pentru care trebuie să dau concurs, astfel încât să mi se certifice valoarea sau, dacă vreți, faptul că eu am aptitudinile și deprinderile necesare, diplomele necesare și așa mai departe. Din păcate în România, debirocratizarea este, cum să spun eu, pusă ca problemă în mod artificial. De ce? Pentru că, în primul rând, noi nu avem o birocrație în sensul obiectiv al cuvântului. Noi nu avem decât niște indivizi care alcătuiesc o administrație neperformantă, ineficientă, coruptă, mare mâncătoare de bani. Birocrația, în sens, v-am spus, obiectiv weberian, sociologic, înseamnă un stat care acționează repede, care acționează bine. Acum, eu știu că există... Poate tocmai de aceea la noi lucrurile nu se întâmplă, cum a spus Max Weber, pentru că la noi nu se acționează nici repede, nu se acționează nici cum, pentru că mastodontul acesta a devenit foarte greoi. Aș vrea să vă spun că nu numai la noi se întâmplă asta. De exemplu, Honoré de Balzac, vorbind despre birocrat, spunea că este o putere uriașă împrumutată unor pigmei. De altfel, inclusiv ideea sau termenul de birocrație înseamnă alcătuirea unui cuvânt din alte două cuvinte, ceea ce înseamnă biro și kratos, adică puterea celor de la birou. Sunt ferm convins că sunt multe persoane care s-au lovit de aspecte neplăcute din punct de vedere birocratic. Când trebuie să stai în pixul unui om și acel om nu-ți semnează o hârtie, nu te primește în audiență, nu este de acord să-ți facă, nu un favor, ci să-ți dea posibilitatea de a te adresa unor alți factori de decizie și așa mai departe. Prin urmare, eu cred că reformarea statului trebuie să înceapă cu Constituția, trebuie să ne uităm bine la CCR, trebuie să ne uităm bine la avocatul poporului, trebuie să ne uităm bine la Parlament, trebuie să limităm numărul mandatelor la toate nivelele, începând de la parlamentari, până la consilieri locali, până la rectori. Ați văzut că inclusiv la rectori, legea care fusese elaborată de către niște minți strălucite din Parlament a fost declarată neconstituțională. Păi gândiți-vă că discutăm... Unde se dădea mandat nelimitat. Mandate nelimitate. Sau mandate nelimitate. Mandate pe viață, astfel încât ceilalți membrii ai universității erau transformați în mod automat într-un fel de iobaci pe moșia sau pe feuda unui rector care practic captura printr-o șmecherie universitatea. Cum? Pentru că legea era făcută de șmecheri pentru șmecheri și spuneau așa... Unii fiind chiar în Parlament dintre acești... Păi de-aia am spus. Dacă duci două mandate succesiv la capăt, nu mai ai voie să candidezi. Dar ce făceau? Demisioneau cu două zile înainte. Nu, dar prin lege să împământenise nu mai era nevoie nici de acest artificiu. Mai mult decât atâta, ca să întărească faptul că noi suntem și numai noi contăm, au făcut și acest artificiu. Deci, eu cred că a discutat despre digitalizare în condițiile în care România nu este reformată absolut deloc ca stat. Eu am mai și spus, statul român este un stat eșuat. Uitați-vă, oriunde vreți în această țară, statul, prin instituțiile și organizațiile lui, este absolut impotent.
nu acționează absolut deloc bine. Eu mă mir totuși că am ajuns în situația bună de a controla decent, spun eu, această situație sanitară. Și aici trebuie să recunoaștem că totuși s-a acționat bine, dar asta cred că... Da, vedem ce se întâmplă în America, unde numărul de cazuri pe zi este halucinant. Deci aici la noi chiar din acest punct de vedere s-a acționat decent, meritul nu știu, celor din sistemul de sănătate, meritul lui Raed Arafat, care a fost prezent în... Ce șanse dați reformării statului în acest mandat 2021-2024? Domnule Tașcă, din ce mi-aduc eu aminte, mi-ați trimis să vizualizez și a spus inclusiv pe site-ul jurnalului Văiejiului un clip, un interviu al unui domn care a ratat intrarea în Parlament. Vorbim imediat și despre... Da, dar aș vrea să fac o mică conexiune. Vă rog. Persoana respectivă, un domn de toată... Dar lăsați-mă să spun atunci despre ce e vorba. Doamnelor și domnilor, schimbăm așadar registru și trecem la un subiect care se leagă de primul. L-am denumit, tu știi ce studii are parlamentarul tău. Recunosc că m-a inspirat în acest demers și domnul profesor a dezvăluit deja că i-am trimis și dânsului filmulețul respectiv. Domnul Valeriu Nicolae, cunoscut activist civic, mai nou editorialist la un mare cotidian din această țară, a ratat de asemenea candidat în iarna aceasta pentru o funcție de parlamentar ca independent, a ratat la puține voturi această funcție, însă după trecând peste acest lucru s-a apucat domnul Nicolae să ia la lecturat CV-urile a 80 de parlamentari până în acest moment. 100. A ajuns în special din zona tânără a Parlamentului, dar eu probabil că o să preiau și eu demersul și o să mă uit, indiferent de vârstă, în special la parlamentarii cu care sunt mai în contact, să zic așa, care mă reprezintă și pe mine. Și domnul Nicolae a dezvăluit că majoritatea au facultăți făcute în diverse zone obscure a învățământului universitar românesc. De asemenea, și și-au trecut în CV, facultăți respectabile, cum e SNSPA sau mai știu eu ce alte universități considerate foarte bune în România, însă, ce credeți, nu absolviseră nimic acolo, fuseseră doar la un curs de vară sau fuseseră doar înscriși la un moment dat la acea universitate, după care cu nonșalanță și-au trecut în CV ca fiind absolvența acelei universități. Despre asta a dezvăluit domnul profesor, că i-am trimis indignat de acest lucru și mărturisesc că intrigat și chiar vreau să discutăm și să aflu și părerea domnului profesor despre calitatea celor care se ne reprezintă. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră, și o să încep și eu și vă rog să faceți dumneavoastră celor, să căutați cât mai cu multă stăruință, pentru că site-ul Parlamentului e destul de îmbârligat, să vedeți ce studii și unde și-au făcut studiile cei care ne reprezintă. Vă promit că veți avea surprize mai. Vă rog, domnule profesor. Dacă sunteți corect până la capăt, veți recunoaște faptul că mi-ați trimis acel mini-documentar, să-i spunem interviu, doar pentru că ați fost indignat, ci pentru că știați că și pe mine m-a preocupat această problemă. Evident. Și veți recunoaște această idee. Acum sunt deja câțiva ani de zile de când v-am relatat situația unui CV-ul pe care într-o seară, împreună cu altcineva, cu un prieten, l-am măsurat, stimați telespectatori, l-am măsurat, avea 7 metri. Ați pus paginile cap la cap? Da, am pus cap, ne-am și amuzat. Puteam să măsor, evident, cât este o pagină, să înmulțești, să obțin 7 metri. Dar l-am pus pe jos și am văzut un CV de 7 metri. Nu vă întreb ce conținea, că... Nu mă întrebați ce conținea. O să vă spun eu ce conținea. Nu mă întrebați cine este persoana, că nu am să devoalez acest lucru. Vreau să vă spun că în situația în care un CV-ul nu este în mod decent alcătuit, el nu reprezintă decât un instrument de inducere în eroarea celorlalți. Nu este nimic altceva decât o tehnică oneroasă prin care obțin imagine publică. Pentru că, după cum bine a spus, nu toată lumea va sta să verifice dacă omul respectiv are studiile respective, are cartea respectivă, are articolele respective publicate și așa mai departe. Acum, aș vrea să vă spun că dacă în țara aceasta ar exista instituții, și ajung din nou la reformarea statului, oameni de genul acesta, domnul Valeriu Nicolae spunea că au întâlnit la o primă lecturare imediat 80 de impostori care sunt în Parlamentul României. Dacă ar exista astfel de instituții în statul român și ar vedea ce scrie în CV-urile respective, ar observa că, de fapt,
ei vor face nu doar o muncă juridică, legală, ci vor face și o muncă științifico-fantastică. Și am să vă spun de ce. Pentru că vor descoperi că extraterestrii există și ei sunt printre noi. Și am să vă spun... sunt și în Parlament. Da. Și am să vă spun de ce. Pentru că în condițiile unei zile terestre de 24 de ore, în care 8 ore trebuie să fiu la locul de muncă, 8 ore trebuie să mă odihnesc, 8 ore... Dom'le, nu știu când le rămân la dispoziție momentele necesare pentru a avea 3-4 facultăți, 2-3 masterate, doctorate. 2 doctorate, zeci de articole scrise, nu, sute poate, zeci cărți. De cărți, deplasări în străinătate, consilieri, paraconsilieri, secretari de stat. Și atunci, personal, am considerat că acești oameni nu sunt oameni. Ei par oameni. Ei sunt, ascultați-mă, pe Mercur, pe planeta Mercur. Și mai vin în listă pe la noi. O zi durează 58 de zile terestre, aproape 59 de zile. Hai să spunem cu îngăduință 2 luni. Deci pur și simplu dânsii sunt mercurieni. Și fiți atent. Dar vin să-i aleafă de, la, și, de pe pământ. Stați un pic că lucrurile se leagă. Ei sunt de pe Mercur și de asta sunt și sinecuriști. M-ați înțeles? Deci lucrurile se leagă, atenție mare. Pentru că și sunt sinecuriști, este un cuvânt care se alcătuie dintr-un prefix și un sufix. Prefixul sine, sine, care e un cuvânt frumos, și sufixul așa, care ne arată că dânsii sunt cu fundul în toate luntrile, absolut posibile și imposibile. Dacă ar exista astfel de instituții și ar suprapune ceea ce scriu dânsii, vor vedea că teleportarea încă nu s-a inventat, dar dânsii sunt prezenți, sunt ubicu, peste tot, omniprezenți. În același timp, acești oameni sunt la mai multe universități, în mai multe firme, în mai multe instituții. Deci, doamne, nu se poate. Am mai văzut trucaje din astea la televizor în care unul apărea simultan în două sau în trei emisiuni în care scria în direct, în direct, în direct. Deci cineva minte acolo și aici se mințea de către televiziune, pentru că ei nu erau în direct. Dar vreau să arate că sunt în timp util cu relatările. Ce înseamnă acest lucru? Aici vreau să vă întreb, cum s-a ajuns la această situație? Domnule Tașc, uite, am să-l dau exemplu pe domnul senator Răzmeriță. Că m-ați întrebat dacă știu ce studii are senatorul meu. Da. E, dânsul este senatorul meu de Hunedoara, dar de fapt este impropriu senatorul meu pentru că eu n-am votat. Dar vreau, nu vreau... În altă dată ați mai votat, că domnul Răzmeriță nu e la primul mandat. Vreau, nu vreau, m-am pricopsit cu... un senator și cu... Nu, cu doi senatori și cu trei... Ba, eu zic că chiar cu trei v-ați... Nu, aici vă cer. Vreau, nu vreau, m-ați pricopsit. Da, așa, că da. Că da, v-ați da, prezentat... Eu la... am fost, da, recunosc. Păi, uite, domnul... Nu știu dacă se va mai întâmpla, nu pot să vă deci eu vă spun un lucru. Dacă nu v-ați fi prezentat dumneavoastră și încă câțiva, am fi picat sub pragul de 30% prezența la vot. Și legea, pe referendum, spune că ne trebuie ca să fie validat un prag de 30%. Dar 30%... nu e valabil și la alegerile parlamentare. Nu, dar era o lovitură simbolică. Știți ce însemna chestia asta? Că dacă un referendum este necesar să aducă 30% persoane la vot din corpul elector, iar voi sub 30% puteți să faceți parlament? Asta eu zic că n-ar fi avut nicio greață, dacă îmi permiteți, limbajul neacademic. Ascultați-mă că ar fi fost mișcări tectonice în România profundă. S-a mai vorbit ceva de cei 68% care n-au fost? Domnule Tașcă, vă aduc aminte că vreau să mi-ați făcut cadou o carte, pentru că eu n-am putut să vin atunci când a venit domnul Cartianu. 600.000 se numește carte. Deci eu am un obicei să vă fac cadou cărți. Și am un obicei să le citesc, v-am spus. Dar 600.000. Acei 600.000, să știți că au venit acolo în mod spontan, pentru că erau pur și simplu sugrumați, aveau o gheară în gât, din cauza lui Dragnea și ordonanței 13 al nefericitului ăla, cum îl cheamă, Grindeanu sau cum îl cheamă? Așa, așa. Domnul Iordache. Bun. Prin urmare, dacă nu v-ați fi prezentat la vot, era mult mai bine. Și acum să revenim la domnul Răzmeriță. Haideți! Domnul Răzmeriță este fizician. Acum nu știu dacă este de valoarea lui Oppenheimer sau lui Einstein, dar este fizician. Dar peste noapte dânsul, pentru că așa este legea, nu e vina dânsului, așa este legea, pentru că legea e proastă în țara asta. Legea învățământului, cred că făcută de Funeriu, mare om deștept de știință, cel mai om deștept din lume, a adus din Franța, mult, stați un pic, păi da, efectele ne urmăresc. Îi dă posibilitatea domnului Răzmeriță și altora, uite de exemplu mie, o să iau și cazul meu, și îl face pe dânsul doctor în sociologie, deci din fizică. Îl facem doctor în sociologie.
Sociologia, da, se mai numește și fizică socială, la începuturi așa se numea. Dar nu putem să facem chestia asta, adică să sărim dintr-o parte a științei, adică din științele exacte, în științele sociale. Atenție, nu este vorba despre Răzmeriță Cristian ca vinovat. Este vorba despre Răzmeriță Cristian care a folosit această oportunitate a legii. E, această oportunitate a legii într-un stat atât de corupt, sunt ferm convins că îmi va permite și mie atunci să fac doctorat în matematică. Deși eu la matematică, mai așa. Și atunci ce o să faceți dacă o să vă pomeniți cu mine doctor în matematică sau în fizică sau prin ce întrece mie vin cap într-un stat așa de corupt, încât mâine sau poi mâine am să spun unor profesori care sunt pe bune de matematică, băi, uite care este problema, voi știți cine sunt eu? Eu sunt doctor în matematică. Veniți la mine să vă luați plătiți. Atunci, oamenii acestea, prin fabricarea de CV-uri, adică prin fabricarea de cărți de vizită, se impun într-o societate în mod fraudulos. Asta trebuie să facă Parlamentul. Să îndrepte niște legi și niște nedreptăți. Asta înseamnă discriminare între ei și între noi. E adevărat, îți trebuie și un pic de stofă de escroc aici și vreau să vă spun că a fi escroc trebuie să ai și un iz de credibilitate. Și acești oameni îl au. Cei mai mari escroci, domnule profesor, dacă pot să zic, sunt cei îmbrăcați la costum. Fără aluzie la sacul. Mulțumesc frumos, acum dacă aveți flanelă, o să spuneți sunteți ca Mircea Dinescu și Petre Roma. Ca Petre Roma, exact. De la el m-am inspirat. M-am inspirat de la Vortexul Polar, da. Bine, mă, Nicule, fă-te că lucrez. Cât e clientelism, domnule profesor, în această chestiune și cât este o exigentă scăzută a alegătorului? Adică, mie mi se pare că și oamenii nu se uită foarte atenți și îmi cer scuze, doamnelor și domnilor, dacă lezez pe cineva. Nici alegătorii nu sunt foarte exigenți cu cei pe care îi trimit în Parlament, în primărie, în Consiliul Local. Adică eu m-aș uita mai cu atenție la CV-ul acestor oameni, că tot de aici am plecat, nu? Adică eu aș fi foarte curios să văd ce studii serioase au parlamentarul, are parlamentarul pe care îl votez. Dumneavoastră ați pus vreodată la colț pentru faptul că a citit o carte. Recunosc că încă nu mi s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat. Și mi s-a spus să-mi văd de treabă. Știți de ce? Pentru că dumneavoastră a semnalat după aceea ce nu era în regulă în acea carte. Ce am văzut în cartea aia. Și atunci este ca și cu CV-urile. Mi-am dat seama de un lucru. Dom'le, citești și vezi niște tâmpenii. Și te crucești. Și le relatezi. Dom'le, uite ce se întâmplă aici. Cum face domnul Nicolae. Și ți se spune așa. Dom'le, te-ai uitat la aia lansă. Da. Și ai văzut pe vreunul nemulțumit? Poate nu știu. E atunci să nu știi nici tu. Cine ești tu? Eu am fost un tip interesat. Bun, nu mă mai interesează. De-aia vă spun, dacă pe mine care m-a interesat, nu mă mai interesează chestia asta. Credeți că în corpul electoral va fi această dorință de a vedea, de a ciubuli? Pentru că, stați un pic. Poate cu ajutorul presei. Lumea, săraca, trăiește cu impresia, cu naivitatea asta de bun simț, că domne, totuși sunt instituții care verifică. Eu sunt ferm convins. Există persoane care în acest moment ocupă funcții mari în stat și care au declarat studii care nu le au. Dovadă că, domnul atenție, de la spălarea banilor, dacă vă amintiți. Ornis avea certificat Ornis și dumneavoastră știți că eu mai am o suspiciune mare despre unul care a fost și a fost și nu mai este și care își declara studii care eu sunt ferm convins că nu le-a avut și a ocupat studii peste studii. Și funcții peste funcții. Și funcții peste funcții. Vis-a-vis de funcții, domnule profesor, trebuie să vă rog să comentați despre un tip care întâmplător este sau a fost concitat din cu noi, cu amândoi acum, nu? Drept că în vremuri de mult apuse. Am văzut săptămâna aceasta mai multe articole despre, cred că l-ați cunoscut, pe domnul Offenberg, care are un nume, trebuie să recunoaștem, interesant. Iulian Offenberg, care este un mare specialist în ceea ce privește agențiile care au legătură cu offshore-ul, doamnelor și domnilor, și despre care am citit că el este preferat indiferent de culoarea politică a guvernelor, indiferent de partide, indiferent de primii miniștri sau șefi de cancelarii sau ce ori mai fie ei, domnul Offenberg este în continuare pe cai mari, cum vrei. Odată director adjunct, odată director, odată se mută la o agenție, după care vine înapoi și tot așa. Două cuvinte de pe domnul Offenberg. Știu că l-ați cunoscut. L-am cunoscut. Îl cunoașteți, că n-a trecut la... Nu l-am cunoscut, acum nu mai ținem legătura, ne-am mai văzut anul trecut, parcă la un eveniment nu foarte fericit, la un deces, la o mormântare. Eu vreau să vă spun că și cunoscându-l pe acest domn și cunoscându-l bine,
Dânsul este un tip foarte bonom, foarte jovial, e foarte glumeț. La salariile pe care le acasează ca șef de agenție? Nu, eu mă refer la momentul, zic așa, la situația în care dânsul nu ocupa astfel de funcții. Da, mă referiți la când, da, când era muritor de rând. La nivelul meu. E un om plăcut. Un om plăcut cu care, cum să spun eu, puteai să glumești, puteai să vorbești, era extraordinar. N-am discutat profesie pentru că dânsul era inginer, eu eram sociolog, deci ca atare nu... Acum, e adevărat, ce ridicați dumneavoastră ca problemă și văd că nu iertați nimic. Am început în forță. Așa. O să vă rog cât mai scurt, că mai avem două puncte. Este că dânsul a fost, ca să spun așa, tras de păr, în sensul frumos, bun al cuvântului, de domnul Fochițoiu, dar asta după ce a început să-l laude. Înainte când îl înjura, și le înjura trejolii, nu la... Dar, în fine, viața se schimbă. Lucrurile merg înainte și un lucru formidabil este că domnul Tudose, fost prim-ministru al României, care are puternice legături cu... Așa, l-a numit de 3 ori în funcție pe domnul Bebe Offenberg, inginer, electrician sau conducător formal. Dar am citit că și guvernul liberal are o simpatie la deosebită. Mina Lone. Pentru mine asta înseamnă triumful valorii în România. Da, să fie sănătos domnul Offenberg și dacă, ce să zic, dacă se mai găsește vreo agenție să se mute și acolo. Trecem la penultimul punct, doamnelor și domnilor, și anume dezăpezirea care strică prietenii. Și o să înțelegeți imediat ce vreau să spun. În Valea Jiului, un loc în care temperaturile mai și scad și mai și ninge din când în când, a stricat chiar astăzi o prietenie pe care o credeam irezistibilă între colegi, și anume primarul din Petroșani s-a certat cu primarul din Lupeni după ce în prealabil se luaseră, ca să zic așa, cu domnul, plecând de la domnul senator Cristian Rezmeriță, pe care l-a promenit domnul profesor, când s-au comparat centrele de vaccinare între Petroșani și Lupeni. Astăzi lucrurile s-au precipitat, s-au spus cuvinte grele pe rețelele de socializare, unii colegi din presă au și semnalat acest lucru. Întrebarea se pune dacă dezăpezirea a funcționat cum trebuia să funcționeze, cunoscut fiind că aseară, pe dealul Merișor, ce credeți, n-au mai putut să urce nicio mașină. Recunosc că am fost plecat din localitate cu câteva ore mai repede și m-am grăbit să ajung, temându-mă de acest nefericit eveniment, în care înțeleg că zeci de concitadini de-ai noștri au rămas blocați pe dealul Merișor, neputând să urce din cauza unui tir care a derapat și, ce credeți, a făcut probleme. Cum vi s-a părut, domnule profesor, că s-au mișcat anul acesta în scurtul episod de zăpadă de până acum, cei care se ocupă cu dezăpezirea? Și unde credeți că s-a dezăpezit mai bine? Că ați văzut și dumneavoastră conflict. Am să vă spun unde s-a dezăpezit mai bine. Am văzut un film aproape de, în zona Crăciunului. Doamne, sper că îl pronunț bine, actorul principal este Liam Neeson. Este vorba despre un... El joacă rolul unui cetățean care lucrează la dezăpezire. Și trece cu o mașină prin inima muntelui și aruncă zăpadă și în stânga și în dreapta. Erau nămeții de un metru, doi metri. Nu. Mașina foarte mare și deasupra mașinii mai erau 2 metri de zăpadă. Și atunci, vă spun, senzația a fost că n-am putut să mă uit la filmul respectiv decât dacă am băut așa un ceai fierbinte, pentru că pur și simplu îți venea, cum să spun eu, toată zăpada, eu simțeai că vine pe tine. Și m-am gândit la băieții ăștia care fac dezăpezire în România atunci, cu costurile alea imense, și atunci un singur om, ăla și fost deci declarat cetățeanul anului în localitatea lui pe acolo prin America. Da, știu filmul. Asta. Mai este unul celebru, o să vi-l spun după emisiune. Și m-am gândit, domne, dacă omul ăsta de unul singur, nu mai avea niciun coleg, avea un singur utilaj la dispoziție și el singur, făcea o dezăpezire, menținea, cum se spune eu, strada curată, oglinda. Poate să facă așa ceva. Un singur om, fără să aibă flotă. Și noi? Și poate să facă chestia asta în munții Stâncoși, sau nu știu, în Alaska, pe unde se fi întâmplat filmul și acțiunea. Ce se întâmplă aici când văd zeci de utilaje în stânga, în dreapta, dar în același timp văd sute de mașini care derapează, împotmolite, văd accidente, văd ambuteiaje și mai ales văd o ceartă nesfârșită la nivel de țară, pe cât ai dat tu, cât am dat eu, care sunt contractele, cât cost. Acum,
Eu vă spun un lucru. La nivelul unui județ, să dăm ca exemplu Hunedoara. Avem vreo 55-56 de comune, asta înseamnă primării, și mai avem vreo 12-13 orașe, începând din nordul județului, de la Brașov și oprindu-ne la Ulicani. Asta înseamnă contracte separate pentru fiecare primărie în parte. Vă dați seama că operatorii ăștia care realizează și salubrizarea și dezăpezirea își treacă mâine, pentru că mașinile ăștia se pot transforma peste noapte din cărat gunoi sau prelucrat gunoi în mașini de dezăpezire. Am înțeles că ele sunt multifuncționale. Ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, dacă aș fi în Parlament, dacă aș avea colegii de bună credință, spune domnul, nu luptați voi ca să deveniți conurbație. Ba da. De ce faceți chestia asta? Pentru că atunci când sunteți conurbație, aveți în comun rețeaua de transport public pe care trebuie să o utilizați în comun și să plătiți în comun pe un singur contract. Asta e cuvântul magic. Administrarea deșeurilor, de salubrizare în comun. Termoficare dacă este în comun. Exploatarea resurselor în comun și așa mai departe, până la dezăpezire care se topi un singur contract. Și atunci, singura entitate care ar trebui să facă contracte pentru a evita hățișul ăsta cu tot felul de avocați șmecheri, de juriști din primării, care îți demonstrează că faptul ești un prost, ei sunt deștepți, ai o singură entitate care face contracte. Se numește Consiliul Județean. Că este Ialomița, că este Gorj, că este Hunedoara. Nu contează. De ce? Pentru că dacă se poate la conurbație și ei vor să facă conurbația Corvina, nu? Care înseamnă Deva, care înseamnă Hunedoara, care înseamnă Simeri. Adică se poate, băieți, da? Atunci s-ar poate și aici, pe conurbația Valea Jiului. Și atunci toată Valea Jiului n-ar avea decât un singur contract pe dezăpezire, semnată printr-o entitate singură juridică, care este Consiliul Județean. Atunci nu se mai poate certa, domnule. Păi nu, domnul, stați un pic. Atunci eliminăm din start 55 de primari de comune și încă 12 primari de ăsta. Și luăm un singur om la purecat, președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean, care se alcătui din cât? 30 ceva, 40. Consiliul Județean face și acum un contract mai mare pentru toate drumurile județene. Nu, ascultați, lăsați asta. Păi dacă le face pentru toate drumurile județene, le face inclusiv în interiorul orașelor. Păi nu. Băi, așa ar trebui. Așa ar trebui. Și atunci, și atunci ar fi eliminată pe varianta conurbației, exact ce spun, orice fel de discuții, iar domnii primari ar rămâne prieteni dintre ei, ba mai mult decât atât, vor ajunge în situația să constate că este foarte bine ca din 5 sau 6 să rămânem unul singur, ca din 3-4 pe Corvina să rămânem unul singur și așa mai departe. Deci, eu zic că sunteți prea optimist la început de an, dar cu siguranță vă mai trece pe sfârșit, adică pe parcursul anului. Domnule Tașcă, un singur lucru credeam eu că nu se poate modifica. Am crezut calendarul ortodox, eu așa am crezut. Dar am văzut un popă care a ținut Paștele din nou, domn. Domne, m-ați înțeles? Și atunci am dat să fii surprins. Și am spus, domne, dacă se poate modifica acest calendar ortodox pe care eu l-am și se poate modifica, bă, n-ați văzut, catolicii fac beatificări, noi facem sanctificări și al cetera, etc. Cum să nu se poate modifica, domne? De ce să fiu optimist? Domne, nu se poate, nu se vrea. Ba, și vis-a-vis de cele 55 de comune, ne întoarcem tot la reformarea statului, domnule, care da. Reorganizarea teritorială... Nu se poate reforma, și sunt optimist, cum spuneți dumneavoastră, pentru că avem deja din start, cum spune acest domn, încă 100 de impostori la prima vedere în Parlamentul României. Dacă ar fi trimiși niște oameni ca lumea în Parlament, au să spun așa. Uite ce trebuie să facem. Primul lucru, cum te numești? Renate Weber, cine ești tu? Eu sunt omul lui Tărician. Afară. Cine sunteți? Ce cere? Ce pensie aveți? Sute de milioane de lei vechi. Da, afară. Ce cereu? Numai o secundă. Da. Dumneavoastră vi se pare că un mandat de 9 ani pentru un om propus de o entitate politică este ceva la locul lui, eu zic că e la locul lui. Avem atâtea mii de judecători în această țară. Bun, cum facem? Avem judecători care au peste 20 de ani și nu vor să iese la pensie. Da. Ei, acești câți sunt? Sunt câteva sute. Bun. Hai să-i mai sacrificăm un pic dacă dânsii vor. Îi băgăm pe toți într-o urnă, pentru că 20 de ani înseamnă experiență. Da. Îi extragem și am extras 9 inși, domne. Le dăm câte un mandat de un an, 2 ani de zile, după care le mulțumim frumos. Alții și alții și alții. Ce înseamnă chestia asta? Asta înseamnă că nu mai lăsăm să intre în încrengături dubioase, veninoase, toxice cu cine? Spuneam odată la o discuție de noi, profesor, că în România sunt atât de multe probleme că nici nu știi de ce stai puci. Eu vă spun că până la urmă se va ajunge la așa ceva, pentru că oamenii au crezut că pot să ajungă pe lună și au ajuns. Eu sunt destul de sceptic că se va întâmpla în timpul vieții mele, dar, cum spuneam, îmi place optimismul meu. În timpul vieții mele sigur se va întâmpla și vă spun de ce. Pentru că sunt hotărât și n-am să vă las nici dumneavoastră să abandonați, să luptăm pentru această idee și să captăm alături de noi alții și alții și alții care să împrumute aceste idei. Dar prima dată trebuie ca sistemul ăsta electoral păgubos și nenorocit să intre în implozie. Când mai vezi că va candida cineva care nu îți place și n-ai posibilitatea să-l ștampilezi pe ăla care îți place ție, nu te duci la vot. Haideți să-i dăm 5 minute domnului Trump.
cel mai contestat, cel mai... Și adulat în același timp. Supus demonizat. Supus de două ori procedurii de impeachment, domnul Trump iasă urât din mandat, după părerea mea. Uite, încă o dată spun, vedeți? Închipuiți-vă, în România, după 30 de ani, nu i s-a putut întâmpla lui Ion Iliescu să scoată pe gură o boabă despre ce s-a întâmplat în decembrie 89, în iunie 90, în septembrie 91 și așa mai departe. Ăștia s-au pus pe Trump acum cu toate tunurile, inclusiv din partidul lui. Câțiva doar. Da, ei constituie o masă critică care nu mai permite Partidului Republican în Congres ca să mai facă jocurile și să-l apere, da? Asta este una. Doi, demiterea lui Trump este simbolică. Dar cea mai rutinată și mai funcțională democrație din lume, care este America, vrea să dea un mesaj. Pe de o parte, propriului popor, poporul american, adică, bă, cu legea nu te joci, și doi, celorlalte democrații care alcătuiesc lumea liberă, care spune, fiți atent, a fost o defecțiune, dar noi o reparăm rapid. Cum ați văzut ce s-a întâmplat la Capitoliu? Cred că sunt 4 zile deja. Domnule Tașcă, eu pe telefon și v-am arătat, cred că, la nivelul meu de om obișnuit, am două camere de luat vederi și mă uit când la una dintre imobilele pe care le-am, când altul în proprietate, ca să văd ce se întâmplă pe acolo. La nivelul meu, pe un telefon am arătat. Aveți impresia că cea mai puternică țară din lume, cel mai puternic stat... Păi ei acolo au mii de camere de luat vedere. Ei acolo au poliția Capitolului. Care marele semn de întrebare este cine a spus ca forțele de ordine să retragă. Exact ca în iunie 1990, când s-a dat ordin să se retragă forțele de ordine, să-i lase pe unii să atace, ca să existe de gringoladă și apoi se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Deci am învățat de la noi. Și marile necunoscute. A citit articolul meu cu siguranță, că da. Povesteam acea poză pe care a circulat pe Facebook, în care... Când Donald Trump a pierdut, s-a stabilit că pierduse alegerile, a fi dat un telefon iluzoriu lui Ion Iliescu și a spus, Ioane, ce fac? Uite, nu mă lasă ăștia să văd de treabă. Și a zis, Donald, cheamă minerii. Da. Și bun, a găsit un alt fel de minerii, să-i spunem așa, mai mascați un pic decât... Bun, ceea ce vedem este însă elementul de suprafață. Este vârful aizbergului. Dedesubt se află însă marea bucată de gheață. Care e vreo 70 milioane de voturi. Sunt cei 74 de milioane de voturi de votanți al lui Trump. Eu am scris un articol pe care l-am intitulat, cred eu sugestiv, Legile iubirii. Da. Și de ce am spus chestia asta? Pentru că mare parte, cea mai mare parte dintre votanții lui Trump sunt de rasă albă. Sunt creștini în sensul că sunt neoprotestanți sau catolici. Sunt din clasa de mijloc. Sunt familiști. Și prin urmare, toată chestia asta, și-au recăpătat mulți dintre ei slujbele prin politicile antiglobalizare lui Trump, pentru ei Trump a făcut un lucru bun în America. De cealaltă parte, avem votanții lui Biden, care sunt globaliști, care fac parte din comunități și minorități sexuale și religioase și rasiale și așa mai departe. Nu poți să spui că unii sau alții au dreptate sau nu au dreptate. Acolo este problema lor, este câmpul lor de bătălie. Dar vreau să vă spun că magnitudinea celor două tabere este dătătoare de semne de întrebare, pentru că Biden are 81 de milioane de votanți, Trump are 74 de milioane de votanți, adunații sunt 150 de milioane de voturi. Mai rămâne o treime de America ce nu a votat, care înseamnă iarăși 10 de milioane de oameni care momentan țin, să spunem, America în echilibru, pentru că nu s-au dus înspre stânga, înspre dreapta, înspre democrați, înspre republicani. Deci ideea este ce se va întâmpla în următorii 4 ani, pentru că ceea ce se întâmplă în America ne afectează direct și vă spun, sunt decizii care se iau în America și care influențează politica mondială mai repede decât și ne afectează pe noi, pe mine, pe Valentin Fulger, pe dumneavoastră, pe Nicolae Tașcă, mai repede decât va afecta o decizie luată de către prim-ministru Sorin Câțu sau domnul viitor secretar de stat Lucian Heiuș. Da, ați pus punctul pe ei, să zic așa. Se anunță noi proteste, mai sunt câteva zile până la depunerea jurământului, exact aici, în fața Capitolului. Cum crezi că se vor desfășura și cât de puternice crezi că vor mai fi aceste proteste? Cu rugămintea să răspundeți scurt, ca să vorbim puțin pe final și de Ziua Culturii Naționale și de poetul nostru național. Sper să nu se ajungă la violențe, pentru că toate economiile noastre, dacă le avem, dacă nu le avem, na, putem să fim un pic mai relaxați, dar să ieșim din sfera glumei.
gândiți-vă la petrol, gândiți-vă la securitate, mă refer la securitate în sens militar, politic, toate țin de Statele Unite.